V-am promis că vom prezenta toate versiunile de Renault Kadjar disponibile în acest moment. Acum lângă mine este versiunea 1.6 DCI 130 de cai cu tracțiune integrală, variantă de echipare Zen. O să facem o prezentare scurtă, o să vedeți și cum arată mașina la interior și diferențele de echipare la exterior, plus, bineînțeles, chestiunile care ne interesează, respectiv cele legate de dinamică și consum. La această versiune de echipare avem un alt model de jante. Pneurile sunt Continental, Conti Eco Contact 215x60R17H. Sub capotă nu avem o noutate, bineînțeles că acest motor 1.6 DCI a mai fost prezentat de către noi, cred că de 7-8 ori până acum, pe alte modele Renault. De reținut ar fi următoarele aspecte, că este motorul diesel de cilindre mică mai nou al celor de la Renault, adică este mai avansat decât 1.5 DCI în multe privințe, în sensul că are 4 supape pe cilindru, DOHC, o serie de inovații care vin, așa cum spun cei de la Renault, inclusiv din experiența lor în Formula 1. Ca idee, motorul are 1598 de centimetri cubi, 130 de cai la 4000 de rotații pe minut, un cuplu foarte bun, 320 de newton la 1750 de rotații pe minut. Imprimă mașinii o viteză maximă de 190 de km pe oră și reușește o accelerare de la 0 la 100 în 10,5 secunde. Toate acestea în condițiile unui consum declarat de 4,8, consum mixt. Ce observăm în compartimentul motor? O așezare tradițională pentru genul acesta de vehicul, adică avem o poziționare transversală a motorului, este cuplat la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Observați că nu are un capac foarte mare, deci are un capac așa mai mult simbolic. Ca tehnologii basic, dacă vreți, are injecție directă și turbo cu intercooler. S-a dovedit până în acest moment a fi un motor foarte performant, adică puternic, în același timp economic și nu în ultimul rând cu costuri reduse de exploatare. Poziționarea lui în interiorul unui Kadjar, așa cum observați, umple destul de bine compartimentul motor. Ca elemente de funcționare avem o priză de aer care ia aerul din exterior, filtrul de aer este aici, aerul odată filtrat este dus în turbină care este undeva în spate, din turbină printr-o tubulatură se duce în față la un intercooler. Aerul este răcit și se întoarce prin această tubulatură, fiind băgat în sistemul de alimentare. Destul de complicat, așa la prima vedere când ne uităm la motor, o sumedenie de furtune, furtunașe, conducte. Ce am remarcat, e destul de bine antifonat și lipsit de vibrații, simți când îl pornești că este un diesel. Însă în funcționare este destul de civilizat, destul de cinstit. Știți din prezentările mele anterioare că la ora actuală este unul dintre cele mai bune motoare diesel de această cilindre din lume. Acum legat de aspectele
care pot să fie observabile cu ochiul liber la acest cadjar. Se observă eforturile făcute pentru antifonare, adică avem mai multe scuturi în zona dintre motor și bord. La fel, undeva aici există niște bucăți dintr-un material special care limitează accesul zgomotului către habitaclu. Motorul are un singur electroventilator și există un scut, probabil din plastic. Așa cum am menționat și la începutul prezentării, în cazul acestei versiuni de motorizare și transmisie, avem tracțiunea integrală 4x4 disponibilă, tracțiunea integrală pe care o știm foarte bine de la Renault, cu cele trei poziții, 4x2, auto și lock. Alte elemente despre care să pot spune lucruri ieșite din comun nu văd. Aici undeva este filtrul de motorină, deci filtrul de carburant. Și în rest, diversele vase cu lichide vitale pentru motor și sisteme auxiliare. Ce este servisabil de către utilizator, sau mă rog, zonele utilizator sunt marcate cu galben, respectiv bușon de ulei, jojă și lichid pentru spălat parbrizul și luneta. De asemenea, pe capotă se observă o pâzlă cu o grosime destul de apreciabilă, tot pentru filtrarea zgomotelor tipice de diesel. În mod clar, la interior, fiind o echipare medie, există unele diferențe, o să le vedeți în timpul filmărilor. Respectiv aceste finisaje, destul de interesante, nu știu cum rezistă în timp și mai ales cum se vor uza. Persistă problema cu scârțiturile înăuntru, deci greieraș într-adevăr am întâlnit. Este firesc, mai ales dacă ești cu mașina în afara șoselei, orice torsionare a caroseriei înseamnă să auzi genul acesta de zgomote. Din punctul meu de vedere, este un punct slab la acest cadjar. Pur și simplu, interiorul nu se ridică la calitatea generală a mașinii, care pentru mine este excepțională. Șasiu, motor, cutie de viteze, totul este fără cusur. În momentul în care te apleci puțin asupra detaliilor de interior, ți-ai fi dorit mai mult de la, de la nivelul general de finisare până la unele asamblări. Sunt încă spații destul de mari pe la chiedere în anumite zone care nu îmi plac. Întorcându-mă la diferențele de care vorbeam, sigur că fiind o versiune cu tracțiune integrală, avem acest comutator cu cele trei poziții selectabile, 2VD,
auto și loc, simplu de utilizat după cum se observă, da? Nu mai insist ce fac fiecare, că am povestit de atâtea ori la Renault Nissan, e clar ce se întâmplă în toate modurile. O cutie de viteze cu o timonerie, eu zic că bună, nu m-a deranjat cu nimic, nici măcar zgomote mari nu face, dacă sunteți atenți. Nu are niște cloncănituri sau ceva cum am mai întâlnit pe la modele concurente. Mersul înapoi este așa, destul de precisă, cursele medii spre scurte și cutia în sine are treptele așezate destul de ok. O diferență, știu că multă lume o să întrebe, domnule, față de Duster, cum e a întâia, nu cumva e prea scurtă sau ceva? Nu. A întâia, din potrivă, sau mă rog, treptele a întâia și a doua sunt relativ lungi. E un mic dezavantaj în off-road, adică am avut situații în care încercând să urc un deal abrupt sau chiar în nisip, faptul că treapta este foarte lungă, a întâia te deranjează puțin, Duster-ul nici n-ar fi crâgnit în acele condiții. Însă să nu uităm ce este cadjarul și ce este Duster-ul. Fiecare are o altă destinație și bineînțeles și alte pretenții și prețuri. Cadjarul este un SUV mai orientat spre șosea, rămânând totodată, din punctul meu de vedere, unul dintre modelele care îți permit și extravaganțe în afara terenului. Deci este o mașină care îmi dă încredere să ies în afara șoselei. O să profit de o zonă cu pietriș, mă rog, un prundiș din ăsta pe malul unei ape, ca să vă arăt un pic diferențele între 2WD auto și 4WD loc. În 2WD, eu sunt în mijlocul pietrișului acum cu mașina, în 2WD observați cum mașina practic se îngroapă. Nu-i convine, eu nu-i fac nimic, n-am frână, se vede pe bord, da? Nu-i convine. O să comut în auto. Observați că avem 100 cu 0 și vom începe să ne mișcăm un pic. Iată cum transferă, da? În funcție de nevoi și te scoate imediat fără nicio problemă. Observați și mersul înapoi. Se văd clar valori diferite. Iată, merge până la diferențe substanțiale. O să încep să mă deplasez ușor printr-o zonă mai dificilă, să spunem. Moment în care mașina transferă cuplul așa cum are nevoie. Iată, am ajuns și la 70-30, 70 pe puntea față și 30 pe spate. Deci asta ca să o faceți o imagine de cum reacționează în modul auto. Asta o face activ în timp ce noi suntem în pietriș, în timp ce în modul loc, pe care îl acționăm acum, mașina a intrat în mod 50-50, afișat pe bord. Și au dispărut orice fel de probleme de tracțiune, așa cum se observă. Nu comentează, sunt în același prundiș.